Bună ziua, bine ați venit. Trei meciuri până la finalul sezonului regulat. Toată lumea face calcule. Ce ne așteaptă la meciul de mâine cu Universitatea Craiova? Aflăm de la Florin Purvu și de la Mario Bratu. Am să-i las să vă spună câteva vorbe și apoi întrebările voastre. Florin? Bună ziua, în primul rând, mulțumim pentru prezență. Da, așa cum a spus și Ionuț, mai devreme puțin, sunt ultimele trei etape din sezonul regulat. Meciuri foarte importante pentru noi. Știm foarte bine că așa cum v-am anunțat, ne dorim foarte mult să ne batem până la final pentru accederea în primele șase. Meciul de mâine este, pot spune eu, un meci foarte important, pentru că, așa cum știți, importanța punctelor este mare. O victorie mâine ne apropie, eu știu, cu șanse foarte mari de a intra în primele șase. Așa că gândul nostru, focusul nostru este foarte clar pentru meciul de mâine, să ne apropiem cele trei puncte. Mario a revenit de curând pe teren, revenit și la conferința de presă. Da, după cum știți, ne așteaptă un meci foarte greu, un meci cu o echipă bună a campionatului, cu mulți jucători foarte valoroși în lot. Presiunea este de ambele părți. Noi putem spune că dacă putem că scoate cele trei puncte din acest meci, luăm din nou un avânt pentru a prinde cele șase locuri. După meciul de la UTA am avut toți o dezamăgire foarte mare, deoarece era foarte aproape, vedeam înainte de meci play-off-ul foarte aproape. Acum, cu ajutorul rezultatelor care a fost în ultima etapă, putem spera din nou că putem ajunge acolo unde ne dorim. Întrebări. Florin, te-ai făcut, sigur că te-ai făcut asta. Câte puncte din cele trei crezi că intrăm în play-off? Eu zic că cu șase puncte putem accede în play-off. Așa că jocul de mâine este foarte important. Iar dacă mai sunt trei meciuri, ne gândim clar la primul joc. Fiind și acasă, în fața propriilor suporteri, fac un apel către toți suporterii noștri să vină la meci. Avem mare nevoie de ei. Vreau să vină număr cât mai mare, pentru că simțim prezența lor și susținerea lor ne dă și nouă încredere. Am simțit asta la ultimul meci de la Arad, unde un întreg stadion a susținut echipa gazdă. Și cred eu că au fost momente când publicul a ridicat în momente, așa, pe momente UTA, pentru că i-am simțit căzuți. Așa că și noi, pentru meciul de mâine, fac un apel către suporterii noștri: veniți alături de noi, susțineți-ne până la fluierul final și sperăm ca să ne bucurăm împreună la final. Dacă a fost 3-1 în tur, nu poate să fie o victorie și Da, meciul din tur a avut istoria lui, e clar că meciul de mâine are istoria lui la fel, vom vedea ce va fi, pentru că așa cum știm, CSU Craiova este o echipă bună, cu un lot foarte bun de jucători, chiar dacă ei au jucat luni, sunt sigur că la lotul pe care l-au vor face modificări și asta nu cred eu că trebuie să eu știu, gândim că ne creează un avantaj, pentru că au un lot de jucători foarte bun și pot schimba în orice compartiment foarte bine. Dar jucând acasă, cred că vom pune presiune pe ei, vom face tot ce depinde de noi să ne apropiem victoria. Iniată va fi cea știută. Rămâne ca atacul să-și facă datoria în meciul ăsta, unde atacul va face diferență. Da, eu sper ca toți să fim așa pregătiți, pentru că avem nevoie de absolut tot ce înseamnă grupul nostru de jucători. Indiferent cei care vor intra în primul 11, dar și cei care vor lua pe bancă și vor intra pe parcursul jocului. Și aș vrea să fac o mențiune aici, sunt foarte mulțumit de toți jucătorii care au intrat după pauză și la UTA, am spus-o și în celelalte conferințe de presă, mă bucur că toți care intră după bancă vin cu plus, aduc un plus echipei. Din păcate nu am reușit să marcăm la UTA, dar așa jocul, cel puțin în repriza a doua, ne dă speranțe că putem să arătăm din ce în ce mai bine. Am putea să vedem dintre cei care au intrat cu o pauză la Arad, am putea să-i vedem mâine din primul minut? Se poate spune și asta. Da, vom vedea. Cum este locul în acest moment?
Păi suntem, știți foarte bine, cu suspendările care sunt și cu accidentarea lui Senico, care va fi de lungă durată. În rest, toți suntem cu mici probleme, dar la ora jocului, lotul care va intra în cantonament cu toți vor fi apți pentru joc. Ișvan are o convenție și o clauză, nu poate juca împotriva Craiovei. Te-ai gândit vreo secundă mâine să nu îl utilizezi pe Muzi? Nu pot să spun lucrul ăsta, pentru că toți care vor intra în cantonament în seara asta, noi după antrenamentul din această seară intrăm în cantonament și toți jucătorii care sunt în lotul nostru, eu știu, toți sunt în vederea mea pentru meciul de mâine, e clar. Mario, nu poți să ui meciul tău, nu mai vom veni cu Chiajna, cele două goluri ale tale marcate. Atunci am rezolvat promovarea. Nu vrei să rezolvi și intrarea în play-off? Și să marchezi de nou? Este clar că atunci când intru în teren, sunt introdus ca să ajut echipa, sunt un jucător de atac și trebuie să ofer pase decisive sau goluri pentru a ajuta echipa să ia cele 3 puncte. Ar fi un vis frumos ca să fiu din nou omul decisiv pentru accederea în play-off, dar este o misiune grea, dar o putem atinge împreună. Era gata să-ți iasă la arăt. Da, pot spune că aceasta este calitatea mea principală, șutul de la distanță, lovesc foarte bine mingea și încerc să mă ajut cât mai mult de calitățile mele în favoarea echipei. Este presiunea mare, mă? De obicei, o mai fost astfel de situații și, din păcate, petrolul uneori n-are. Da, chiar mă gândeam după meciul de la Arad, la anii în care am stat foarte mult în Liga a doua, atunci când eram aproape să promovăm sau să urcăm pe primul loc, a fix atunci ne împiedicam, nu conta echipa, nu conta locul echipei din clasament. Asta am simțit la Arad, dar sper ca de data asta istoria să fie invers, să la Arad să fi primit o palmă și acum să ne ridicăm din nou. Acum să dați o palmă. Crezi că te-a ajutat, Mario, carieră asemănarea pe care au făcut-o jurnaliștii unii, jurnaliști cu Hagi? Te-a ajutat colega de Nicu Hagi sau ți-a făcut mai multe de servicii? Nu pot spune că nici nu m-a ajutat, nici nu m-a încurcat. Atunci când am declarat eu acest lucru și această asemănare, nu a fost cu gândul că o să ajung eu Hagi sau așa. A fost pur și simplu, eram mic, aveam niște execuții la juniori prin care mă asemănam, dar nu s-a pus niciodată problema de acest lucru. Ai vrea să pun? Cine nu ar vrea să ajungă să joace la Barcelona și la Real Madrid? Cu cine te înțelegi bine acolo, în postura pe care ți-o propune mister în echipă? Cea de mijlocaș dreapta? Sau acolo, mijlocaș dreapta cu tentă ofensivă. Păi, pot spune că mă înțeleg bine cu jucătorii de atac, toți suntem pe aceeași lungime de undă. Am progresat foarte mult ultimele săptămâni, pentru că nu ne știam foarte bine înainte. Eu am venit și după 6 luni în care colegii mei s-au antrenat separat, au mai multe tactici de joc acum, doar că din ianuarie, de când m-am reîntors la echipă, sunt pe un drum ascendent, pot spune, și vreau cât de curând să apar în echipă. Au fost 6 luni de echipă? Da, pot spune că a fost o perioadă foarte grea, o perioadă care dintr-o dată ți se taie totul, ești singur, nu știi ce să faci, o perioadă foarte grea mentală. Dacă ești tare pe psihic, poți trece peste, dacă nu, dar știți cum este vorba, aceea tot răul spre bine. Pot spune că m-am maturizat foarte mult această perioadă, m-a învățat să am mai multă răbdare cu mine, m-a învățat să fiu mai matur. A fost trecerea mea între adolescență și un om adult, pot spune. Te-a prins într-o poziție nasoală în ideea de a nu juca. Da, chiar sezonul trecut așteptam foarte mult sezonul care urmează, deoarece eram juniorul în teren și primind vestea că nu voi mai juca 6 luni, pentru mine a fost ceva foarte greu, dar am avut noroc că familia a fost lângă mine, am avut noroc că cei din club îmi spuneau tot timpul că o să revin la echipă și o să se conteze pe mine.
Ai nevoie de gol? Da, orice atacant are nevoie de gol pentru a-i crește încrederea, pentru a putea juca în continuare la un nivel foarte ridicat. Florin, ce preferi? 1-0 sau 4-3? Of, aceleași întrebări. Nu, no, prefer victoria. Important e să mâine să ne apropiem cele 3 puncte care sunt, pot să spun, vitale. Ne atinge acest obiectiv impus de noi, dorit de jucători, dorit de noi, conducerea, eu știu, stafful tehnic, conducerea clubului, la fel, ne dorim suporterii, nu mai spun. Deci este clar că vorbeam de presiune, da, este presiune și așa trebuie să fie. Atâta timp cât ai un obiectiv și ai obiective, așa trebuie să fie, să joci sub presiune. Așa trebuie să arate. Presiunea publicului va fi foarte importantă în cele 3 meci. Presiunea publicului, eu cred că suporterii noștri vor fi alături de noi mâine și ne vor încuraja pe toată durata jocului, pentru că au mai făcut-o și vă pot spune că acolo din teren am simțit acel vibe pozitiv care vine din tribune și care pur și simplu așa îți dă aripi și avem mâine nevoie de ei, avem nevoie de să ne încurajeze, să ne ducă, să ne susțină, poate în momente mai dificile, să fie alături de noi și, așa cum am spus la final, să fim noi cei care ne bucurăm. Nu, am spus mai devreme, considerăm și consider că CSU Craiova este o echipă una foarte bună a campionatului nostru, o echipă cu un lot de jucători foarte bun și așa cum spuneam, chiar dacă i-au jucat luni, nu considerăm asta un avantaj pentru noi, pentru că au jucători care pot suplini și pot face intra schimbări în echipă. Este o fază fixă, da. Este o fază fixă. Păi da, am analizat situația. E clar că este o greșeală colectivă, pot spune. Chiar dacă așa pe final a apărut că ar fi o greșeală unui jucător anume, dar nu vreau să intru prea multe detalii acum, dar e clar, noi am făcut analiză, știm unde am greșit, știi ce avem de făcut pe viitor și să evităm să mai fim în situația în care am fost la Arad. O să încerci să exploatezi lipsa lui Bancu mâine? Da, eu, așa cum am spus, Bancu este un jucător important pentru CSU Craiova și pentru Naționala României, mă gândesc că este un jucător de echipă națională. Este clar că, eu știu, lipsa lui pentru ei, în primul rând, e o problemă și pentru noi, acolo v-am spus, ne așteptăm să vină cu jucători care au mai jucat în poziția aia, știu că Bancu a mai fost accidentat o perioadă lungă de timp, exact, și acolo au găsit soluții. E o echipă care va găsi soluții, cu siguranță, în fiectare compartiment. Păi, cum credeți că va juca CSU Craiova la noi? Adică mă refer așa ca abordare, o să aștepte, o să... Nu știu, noi ne-am gândit, avem și asta, dar cred că e o echipă care este formată pe atac. Ei tot timpul jucători care sunt tot timpul caută spațiile, caută soluțiile de atac. Mă gândesc aici la un Bayram, care e un jucător, a dat și gol ultima etapă acum, au o Mitriță, care îl știm foarte bine. La fel Huri, care și el a avut un joc, eu știu așa, prin analiză pe care am făcut-o noi, destul de solid la ultimul joc. Formează un grup bun, un grup cu preponderent așa, eu știu, să fie ofensivi. Au și ei problemele lor. Sper ca noi mâine să profităm de aceste probleme și să marcăm. Ai gândit la un tratament preferențial, în ghilimele, pentru Mitriță, care pare a fi totul fotbalistul care aduce culoare în ofensiva lor? Da, este jucătorul lor exponențial, pot spune, în momentul acesta. Un jucător foarte bun, un jucător pe care îl cunosc de când era, eu știu, la juniori, pentru că în perioada în care el a făcut pasul către fotbalul, eu știu, de seniori, pot spune, a fost la Gazmetan Severin și în acea perioadă eram acolo, îl cunosc foarte bine, știe lucrul acesta, am mai discutat pe tema asta. E un jucător care mi-a plăcut de atunci,
Împreună cu Marian Bondă, dacă țin minte, era antrenorul principal, l-am luat și l-am debutat acolo la Gazmetan Severin. Un jucător care poate face diferența, clar. Dar pentru mâine nu avem neapărat un tratament special. Știm ce avem de făcut, am mai jucat împotriva lui, deci lucrurile pentru noi sunt clare. Sper ca, eu știu, să-l putem bloca așa cum ne dorim. Da, cred că și nu fac să nu se creadă că fac eu selecția acum la echipa națională, dar Alex Mitriță este un jucător care poate face parte din lotul primei reprezentative. Este clar la ce, și cred că poate mai mult. Din punctul meu de vedere, el are un potențial mare și poate mai mult. Dar asta este problema selecționerului, problema, nu vreau să intru în prea multe detalii. Mă știți foarte bine. Mă știți foarte bine pe ce mizez eu. Mizez foarte mult pe forța grupului, mizez pe tot ce înseamnă lot de jucători. Așa cum le spun de fiecare dată, sunt momente când un jucător după bancă venit poate face diferența și avem dovada vie la meciul cu Poliași. Deci, din punctul meu de vedere, bine, trebuie să avem spirit foarte bun, să avem o motivație dus așa la o limită de sus și eu cred că, cum i-am văzut pe băieți la antrenamente săptămâna asta, îmi dă încredere că putem să facem, un rezultat bun. Păi, după cum a spus și mister, noi suntem o echipă care ne bazăm pe forța grupului, atacăm împreună, ne apărăm împreună, dar se poate din nimic să apară câte o sclipire a unui jucător, să marcăm și să luăm cele trei puncte. Din ultima perioadă, Petrolul a avut o repriză bună, una mai puțin bună. Să fie mâine altă? Ne dorim să le avem amândouă. Da. Noi să continuăm mâine de la minutul 1, să continuăm repriza a doua pe care am avut-o la Arad. E clar că ne propunem să intrăm bine din primul minut. Asta este foarte important. Toți trebuie să înțelegem lucrul ăsta și să ducem ritmul de joc să fie unul susținut, la un nivel bun, pentru că mâine avem mare nevoie. Vom întâlni un adversar puternic, așa cum am spus, un adversar care nu și-a jucat încă ultima carte pentru play-off. Și va fi un meci foarte disputat, asta cu siguranță. În linia întrebării colegului meu, și Craiova pare în partea a doua a meciului mai reactivă, mai ofensivă. E de regulă 1-0-2-0? Contrar la ce spuneți dumneavoastră acum, la meciul de acasă, contra Voluntariului, au avut un început de joc bun. Au și marcat, după care au avut o evoluție, eu spun așa, liniară, să nu spun altfel, după care au revenit și ei. Da, sunt momente de joc, eu știu, cauze și cauze. Noi sper ca să ne prezentăm mâine la un nivel bun și ca un rin foarte bun, să avem un rin foarte bun de joc mâine, asta e foarte important. Eu zic să le dați două goluri de la început, ca să știți pe ce vă bazați. Doamne ajută, așa să fie, cum spuneți dumneavoastră. 10 minute și credeți că asta e genul de echipă care... Da. Vom vedea cum va fi jocul mâine. Este clar că ne dorim foarte mult, am spus și mai devreme, nu vreau să mă repet, că m-aș repeta m-aș repeta la apelul pe care l-am făcut către suporterii noștri. Haideți alături de noi, haideți că e un meci important, este undeva la o oră bună, spun eu. Se poate spune că oamenii care lucrează pot veni acasă și imediat să-și ia tricoul pe ei, fularul și eșarfele, să vină alături de noi, pentru că avem mare nevoie de susținerea lor. Și este anul centenar. Asta e anul centenar, este foarte important. Știm foarte bine lucrul acesta. Conducerea clubului lucrează la un program foarte bun pentru ce înseamnă apropierea de data respectivă. Vă pot confirma lucrul ăsta, nu vă pot spune mai multe lucruri, dar vă pot confirma că se lucrează intens și avem aici și liderii de galerie care sunt alături de noi și le mulțumim pe această cale, pentru că ne-au susținut și la Arad, au fost în număr destul de mare și ne-au susținut
pe toată durata jocului. Da, au aplaudat, chiar dacă rezultatul nu a fost unul care să fie pe placul suporterilor noștri. Eu zic, le-a plăcut determinarea, le-a plăcut poate motivația, băieții au dat totul pe teren. Știm foarte bine lucrul ăsta, că aici la Ploiești se cere foarte mult lucrul acesta. Ca suporterii noștri, publicul care vine la meci să vadă o atitudine foarte bună a jucătorilor, să vadă că este sacrificiu și avem dovada meciului cu CFR Cluj, când s-a dat totul pe teren și am încercat până, și din toate puterile noastre să câștigăm jocul. S-a întâmplat această, situație și să nu câștigăm jocul pe final de joc, dar ați văzut și exigența publicului nostru la meciul cu Poliaș, când după o victorie obținută chiar în ultima secundă, lucrurile nu au fost așa cum ne doream noi, adică să fie într-o bucurie cu toții, sau fost ceva reproșuri, dar asta vă spun încă o dată, acesta este publicul nostru, trebuie să fim atenți, pentru că e un public exigent și sper ca ei să înțeleagă că avem nevoie mâine de susținerea lor pe toată durata jocului. Asta e foarte important și încă o dată veniți alături de noi, haideți că avem nevoie de tot ce înseamnă. Avem nevoie de un stadion plin mâine. Mi-aș dori mâine să văd așa la ieșirea băieților pe teren, să văd așa să văd un stadion plin și să cânte imnul nostru pe intrarea jucătorilor. E cel mai frumos sentiment care poate să fie. Ce meci va fi mai greu, ăsta, Ucraina sau duminică? Știți care e cel mai greu meci? Primul. Primul care este cel mai greu. Da. Vă mulțumim.